Doamnelor și domnilor, bine ați revenit la Gândul Zile. Sperăm că ne auzim astăzi alături de mine doi oameni minunați și prieteni foarte dragi mie. Să vorbim de lucruri frumoase cu oameni speciali. Astăzi, mai așa pe la prânz, dimineață prânz, ne întâlnim cu directorul Crucii Roșii, filiala Brașov, doamna Gabriela Cercel și domnul Radu Dascolu, membru în Colegiul de Onoare al Brașovului, implicat activ în această perioadă și voluntar de carieră. Bine ați venit! Hai să vedem! Ne auzim? Suntem ok? Da, bună ziua! Ziua, bine v-am găsit! Vreau să fac o precizare, domnul Dascu este voluntar la noi, la Crucea Roșie, și este membru în Comitetul Filialei Brașov. A, da, acum vreau eu să vă las să vă prezentați, dar văd că l-ați prezentat înaintea mea, nu este nicio problemă. Mulțumesc foarte, foarte mult că suntem alături de oameni dragi și de lume, pentru că în această perioadă, într-adevăr, suntem implicați în tot ce înseamnă comunitate și mai mult decât atât, da? Trebuie să vorbim și cu voi, pentru că în perioada asta sunteți foarte, foarte activi și mai mult decât atât, sunteți activi pentru societatea brașoveană și pentru asta eu personal vă mulțumesc în numele grupului Iubim Brașovul și celor 130, peste 130.000 de oameni. Înainte să începem așa de... să vedem ce acțiune am făcut, cum am făcut, ce s-a întâmplat în această perioadă, aș vrea să vă felicit, doamna Cercel, că sunteți implicată de câți ani în Crucea Roșie? De 15 ani. Și cum zice Andreea Marin, Doamne ajută la cât mai mult! Cât mai mulți ani, da! Domnul Dascălu, cum spunea fiica dumneavoastră, credea că în această perioadă, în carantină, veți sta acasă și vă veți ocupa puțin de grădinărit. Uite, se pare că n-aveți stare. N-a fost să fie. Da, felicitări foarte, foarte mult că vă implicați în societate. Să începem așa, pe repede înainte, cu o primă campanie la care am achiesat și noi, bineînțeles, o campanie a Crucii Roșii Național. Și această campanie a fost binevenită, cel puțin și în Brașov, după care o să vă las să ne povestiți puțin despre toate campaniile din județul nostru și tot ce ați întreprins în această perioadă. Se numește România salvează România. Uite, imediat o să ne și vedem cu toate acele... așa, gata, suntem în România salvează România, transformă un SMS într-un mesaj de speranță. Doamna director, aveți cuvântul, vă rog frumos să ne povestiți puțin de campania aceasta și după care o să vorbim în partea a doua despre ce face filiala Brașov. Deci campania aceasta este organizată de sediul central pentru ajutorarea spitalelor, în primul rând, da, cu materialele necesare, cumpărarea de kituri și PCR-uri. S-au distribuit și la Brașov, din suma strânsă, și la Brașov a ajuns un PCR și kituri. Foarte și frumos. Foarte multe măști, combinezoane, dezinfectanți. Cam astea face această campanie. Se axează pe dotarea spitalelor. Mulțumim foarte mult și uite că este un lucru lăudabil că se face acest lucru și mulțumim și brașovenilor care au venit în sprijinul acestei minunate zone. Bun, bineînțeles, vreau să amintesc că cei care, pe lângă foarte, foarte mulți, pe cei care au și promovat această campanie și nu numai, prieteni ai Crucii Roșii, bineînțeles, în principal filiala Brașov, dar și a
Crucii Roșii România, Colegiul de Onoare al Brașovului, iubim Brașovul și bineînțeles News TV. O salutăm bineînțeles și pe Raluca Buzia, care este la București acolo și face treabă, dar hai să vorbim puțin despre voluntarii din Brașov. Doamna director, înainte să ne dați mai multe detalii, vreau să le întreb pe domnul dascălu, că stă așa cu minte, cum este această perioadă, nu pot să zic încărcată, că dumneavoastră aveți acțiuni multiple și pe toată perioada anului. Da, eu nu sunt un voluntar atât de vechi precum doamna Gabriela. Am doar 4 ani de când am intrat în această organizație. În ultima perioadă, de la izbucnirea pandemiei, am înțeles să mă apropii și mai mult de proiectele Crucii Roșii. Nu am făcut-o cu poate atât de mult cât ar fi trebuit și aș fi putut să o fac. Dar am încercat să ader la toate nevoile Crucii Roșii. Faptul că eu sunt acum aici, nu știu dacă e cel mai potrivit lucru, pentru că sunt voluntari, de regulă adolescenți, tineri, care sunt mult mai activi decât mine, care merg în zonele mai critice ale Brașovului, în acele carantine, persoane aflate în izolare. Sunt furnicuțele care muncesc fără să fie văzuți. Eu zic să lăsați modestia deoparte, că în această perioadă este bine ca să sprijiniți și dumneavoastră sunteți un etalon de voluntar, pentru că nu vă implicați numai pe zona de Cruce Roșie, ci vă implicați în multe, multe acțiuni și pentru asta eu vă mulțumesc și sunteți de apreciat și mai ales că aveți o experiență foarte, foarte mare în toate zonele acestea. De aceea v-am și invitat alături de doamna director. Avem aici o poză cu dumneavoastră, ajutor pentru medii și bătrâni, Radu Dascolo. Așa că dacă Antena 1 v-a făcut vizibil, da, vă dați seama că grupul Iubim Brașovul trebuie să vă facă și mai vizibil. Da, nu vreau să fiu ridicat mai sus decât sunt, eu știu exact în ce loc sunt eu și repet, și fără nicio exagerare, în spatele Asta. Nostru sunt foarte, foarte mulți copii care chiar muncesc și ei merită toate laudele. Da, așa este. Uitați, avem pe parcursul acestei intervenții o să ruleze niște poze cu acești copilași fantastici și acești tineri deosebiți pe care, într-adevăr, doamna director și împreună cu toată conducerea Crucii Roșii și aici l-amintim și pe domnul președinte Răchițean Stelian, cu care o să ne vedem mai târziu într-o intervenție. Dar pe lângă asta vreau să vă întreb, domnul dascălu, cum este această perioadă pentru dumneavoastră și colegii dumneavoastră ca și voluntari? Proiectele Crucii Roșii, proiectele cele venite de la nivel național, cât și cele dezvoltate de filiala Brașov a Crucii Roșii, sunt convins că doamna Gabriela o să aibă și chiar are pregătită o listă destul de consistentă cu activitățile desfășurate. Eu am intrat un pic în aceste proiecte aducându-mi și problemele proprii. Iar problemele proprii erau familiile pe care eu de ceva timp le-am în atenție, la care am ajuns cu sprijinul multor prieteni care m-au susținut. Și vă rog frumos să și amintiți în mare, dar că contează și cred că suntem de spus. Să amintesc prietenii? Nu v-am înțeles bine. Da, să amintiți așa mare prietenii care sunt alături de dumneavoastră tot timpul. Nu pot să fac acest lucru pentru că sunt destul de mulți și în mod sigur aș rata pe cineva și atunci nu ar fi corect față de cei pe care îi nominalizez aici. De regulă eu le-am mulțumit public. Sunt foarte mulți care nu au dorit să le fie făcut public numele. Sunt 6 reprezentanți ai clerului, 6 preoți care în mod constant mă susțin și care niciodată nu au vrut să le fac public numele. Dar nu numai ei, sunt și alții care vor să rămână în anonimat, ceea ce este un lucru frumos.
Da, uite, totuși ați menționat pe câțiva și asta este foarte bine și noi vă mulțumim. Cum este și pe aceea o să vorbim cu doamna director, să ne dea și date tehnice. Da. Cum este o zi a dumneavoastră în această perioadă, domnul Dascălu? Cred că ziua are 72 de ore pentru amândoi. Da, așa este. Crucea Roșie Brașov este în colaborare permanentă cu autoritățile locale și oferă sprijin logistic, uman și material pentru a consolida răspunsul la amenințarea cu noul coronavirus. Am început cu campania națională de informare și prevenire coronavirus în parteneria cu Guvernul României, campanie care are ca obiectiv principal informarea corectă a populației privind metodele de prevenire a infectării cu noul COVID-19, precum și combaterea știrilor false care se răspândesc în mediul online. În această campanie am distribuit peste 200 de afișe și 3.000 de flyere. Au fost 30 de voluntari implicați. Detașamentul de intervenție în caz de dezastre al filialei Brașov, după cum știți, anul acesta a ocupat locul întâi la etapa națională. Felicitări! Au ales ca în această perioadă complicată și cu multe riscuri să facă ceva mai mult decât să se protejeze pe ei. Au ales să-i protejeze pe toți brașovenii, de aceea intră în centrele de carantină și le asigură persoanelor aflate în carantină cele necesare. Le duce mâncare și de ce au nevoie. Avem trei centre de care avem grijă în momentul acesta în Brașov. Am primit Puteți să ne spuneți care sunt centrele? Poftim? Puteți să ne spuneți cele trei centre? Nu. Aha, am Nu. înțeles. Nu, centrele sunt. Nu avem voie să spunem Perfect, unde sunt. foarte bine, mulțumim. Da, era o întrebare, că încep să curgă întrebările și de pe Facebook, stați liniștită. Eu mai intru aici cu oameni și mă întreabă. Am primit foarte multe donații, da? De exemplu, de la sediul central am primit 100 cutii de mănuși, 7.000 de bucăți de măști, dezinfectant, 140 de bucăți, săpunuri antibacteriene, pe care noi le-am distribuit la ambulanța Brașov, la Patronatul Medicilor de Familie Brașov, la Gruparea Mobilă de Jandarmi, la ISU Brașov, la Spitalul CFR, la Spitalul Zărnești, DSP Brașov, la Căminul de Bătrâni din Săcele, deci la toate instituțiile care ne-au cerut sprijinul, ne-au cerut aceste produse. Am Acestea au înțeles. fost primite de la sediul central. Da, ne puteți spune, vă rog, Spuneți. ne puteți spune dacă cineva mai dorește să doneze sau să vină cu tot felul de lucruri, unde vă găsesc? Pe strada Mureșerilor, la numărul 5. Da? Intrarea noastră este prin spate, pe după ziduri, pentru că acolo avem parcare și se poate parca și cine dorește să ne facă donații de alimente sau bani. Noi suntem aici de dimineață până seara târziu. E, foarte frumos. Uite, avem în cadrul și activitățile voluntarilor dumneavoastră majore și foarte benefice în această perioadă. Vreau să vă mai întreb pe fiecare și să revin la întrebarea către domnul Dascălu. Ziua dumneavoastră are 72 de ore. Nu. Are doar 25, că mă trezesc mai devreme. Așa, ne puteți spune din prisma dumneavoastră, cel puțin în perioada aceasta, cum se desfășoară o zi pentru domnul Dascălu?
Nu înțeles întrebarea. N-am înțeles întrebarea. Cum se desfășoară o zi? Desfășoară o zi pentru dumneavoastră. În această perioadă, da. Fără discuție că prioritatea în aceste momente, prioritatea mea zilnică este de a veni la Crucea Roșie, de a merge la cele persoane pe care le am în atenție, de a transporta de regulă, asta este rolul meu major, de a transporta anumite produse către spitale, către familii. Desigur, cum am spus, alături de ceilalți voluntari. Cam câți voluntari sunt, doamna director, la dumneavoastră acum? Acum avem numai 30 de voluntari, sunt implicați numai cei peste 18 ani. Da. Și care au cursul de prim ajutor și, v-am zis, detașamentul de intervenție în caz de dezastre. Restul, 20 de voluntari, folosim la pachete alimentare, dacă avem de dus alimente. Da, că ne întreba la un moment dat, ne întreba cineva, că ați spus-o, bineînțeles, la începutul campaniei, ați spus că nu se mai înscriu voluntar. De ce? Pentru că nu sunt instruiți în pandemia aceasta. Da? Noi am avut niște cursuri pe care ni le-a predat medici și asistenți de la boli infecțioase, adică cum să ne ferim în caz de cum să purtăm mănușile, cum să le dăm jos, măștile, cum să folosim. De aceea suntem mai puțini. Lucruri vitale și lucruri de da. Bun simț, de aceea am și pus această întrebare, pentru că era foarte bine să ne precizați aceste aspecte. Ce lucruri ne mai puteți spune din punct de vedere al ajutoarelor sau al altor lucruri pe care trebuie să le prezentăm? Păi aș vrea să vă spun că noi am început o campanie cu Eu Ajut. Pentru că noi nu mai avem, adică avem programul Banca de Alimente, după cum știți, într-un da. Magazin, dar lumea nu mai pune acolo alimente. Și atunci ne-am gândit să facem o campanie da. pentru că avem aproape 300 de cereri pentru pachete alimentare. Și de aceea ne-am gândit la această campanie, pentru că singuri nu putem reuși. Mai ales că în aceste momente eforturile noastre sunt concentrate spre nevoile spitalelor, cadrelor medicale, forțelor de ordine din prima linie. Și asta noi este... însă nu am uitat de persoanele vulnerabile, persoanele cu dizabilități, persoanele afectate de criza financiară, familiile monoparentale, unde nu este în momentul de față nicio sursă de venit, persoanele aha. în vârstă fără aparținător și lista poate continua. De aceea vrea să facem un apel la toate firmele, agenții economici, persoane fizice sau juridice să se alăture filialei noastre prin sponsorizări, pentru ca împreună să aducem puțină liniște și în casa acestora. Un zâmbet că și la ei s-a gândit cineva. La s-a această puțin. Campanie se va alătura și Prefectura Brașov și alte entități. Televiziuni din Brașov. Foarte frumos și, bineînțeles, împreună iubim Brașovul și noi suntem mândri că suntem alături de dumneavoastră, mai ales că și eu sunt membru da. Al Crucei Roșii filiala Brașov și pentru asta mă mândresc și ajutăm cel puțin să distribuim și să facem ca informația, într-adevăr, cea vizibilă și pusă pe de dumneavoastră, cea corectă, să ajungă în casele tuturor, cel puțin acum că toată lumea este pe online și vă mulțumim pentru asta. Și noi vă mulțumim că v-ați alăturat campaniei noastre.
Să sperăm că cetățenii brașoveni, cum au donat totdeauna, deci s-a donat foarte multe alimente, noi am ajutat foarte mulți beneficiari cu sprijinul cetățenilor brașoveni, sperăm că și acum să se alăture acestei campanii. Înainte să terminăm această intervenție și vă mulțumesc foarte mult pentru că cel puțin aveți o perioadă destul de aglomerată și, cum spunea și domnul Dascălu, pentru voi ziua are 25 de ore. Cred că și ziua de astăzi are 25 de ore, că o oră am stat împreună, Da. aproape o oră. Domnul Dascălu și acea doamna director, bineînțeles, așa pe final, un gând pentru cei care se uită la noi, vă rog. Pentru că se apropie și sărbătorile pascale, gândul este cel de liniște, de pace, de armonie pentru toți cetățenii Brașovului și nu numai. Pe de altă parte, vreau să transmit și eu un mesaj, un îndemn celor care au posibilitatea să ajute Crucea Roșie în orice formă o pot ei face, să nu ezite să o facă. Lucrurile sunt foarte clare, sunt foarte transparente, tot ce se donează ajunge exact acolo unde trebuie să ajungă, adică la cei beneficiari. Și Mulțumesc și asta. eu, Televiziunii din Brașov, domnului Eugen Trădovan, pentru că promovează acțiunile Crucii Roșii. Noi vă mulțumim și, într-adevăr, sunteți amândoi niște oameni minunați și eu mă bucur să vă cunosc și să sprijinim așa cum trebuie această frumoasă familie Crucea Roșie, filiala Brașov și nu numai. Doamna director, așa pe final, vă rog frumos un gând pentru toți. Eu vreau să mulțumesc în primul rând voluntarilor Crucii Roșii Brașov, că dacă ei nu ar veni și nu s-ar implica, noi n-am putea să facem atâtea lucruri frumoase pentru comunitatea brașoveană. Și să dea Dumnezeu să trecem cu bine peste această perioadă. Da, bine spus. Și nu uitați, eu ajut. Ajutați și. Dumneavoastră ajutați, vă rog frumos să ne mai spuneți încă o dată unde vă găsim, cum se poate dona și dacă sunt telefoane sau adrese de mail, unde vă pot contacta cetățenii noștri dragi. Strada Mureșenilor, numărul 5, intrarea prin spate pe după ziduri. Da. Pot să dau cont dacă. Da, vă rog, oricum contul este și afișat Contul vizibil, dar spuneți-le și noastră. 34 BRDE 080 SV 058 45 44 0800. Deschis la BRD, Agenția Mureșenilor. Da, mai mult decât atât, eu vă mulțumesc foarte mult pentru această transmisie live. Vreau să vă spun că a fost puțin așa, am avut emoții că nu o să putem face din punct de vedere tehnic, dar știți cum e, când oamenii buni se adună, totul reușește și asta cred că este un îndemn pentru toată lumea. Vă rog frumos să primiți din partea mea și partea colegilor noștri toată admirația, pentru că meritați și fără niciun să nu fiți așa, cum să zic, Modest. modești, da. Pentru că în cazul acesta chiar nu trebuie să fiți modești și mai ales îi salutăm pe toți voluntarii pe care majoritatea îi cunosc și eu, tineri deosebiți, tineri care vin. Vreau să vă spun și pe calea aceasta, este prima dată, cred că, când facem transmisiunea la voi direct, pentru că voi ne-ați urat tot timpul și de Paște și de Crăciun, toate cele bune. Vreau să vă spun să le urez și lor sănătate, cel puțin în această perioadă a sărbătorilor pascale. Și vreau să vă urez și dumneavoastră, familiilor dumneavoastră în special,
celor care îi coordonați. Și aici sunt mai multe persoane și toată echipa de la Crucea Roșie Filiala Brașov și toată Crucea Roșie România, pentru că sunt niște oameni foarte dedicați și, bineînțeles, acești copii, într-adevăr, acești tineri trebuie coordonați de oameni cu experiență și uite că aceste coordonări, cum ați spus și dumneavoastră și cum a spus și domnul Dascălu, aceste lucruri foarte bine puse la punct dau rezultate și asta înseamnă încredere, solidaritate, implicare, ocrotire și multe, multe lucruri frumoase. Doamnelor și domnilor, ce să vă spun? Vreau să, dacă mai aveți ceva de adăugat, cu mare drag. Nu, mulțumim, mulțumim pentru invitație. Perfect, vreau să mai rămâneți două secunde până ieșim din live și pe voi vă invit în câteva ore să vorbim cu președintele Crucii Roșii Filiala Brașov, domnul Stelian Ioan Răchițean și veți vedea și veți auzi lucruri foarte, foarte frumoase. Încă o dată, toată admirația din partea noastră pentru tot colectivul Crucii Roșii Filiala Brașov și sărbători luminate, sărbători cu multă, multă sănătate. Mulțumesc. Mulțumesc domnul Radu Dascălu, care foarte greu îl prindem cel puțin pe live-uri, dar mă bucur că a venit alături de noi. Doamnelor și domnilor, ce să vă zic, sănătate și nu uitați, Crucea Roșie este alături de voi. Iubim Brașovul, iubim comunitatea noastră și asta, prin asta ne-o dovediți. Cred că e la...